Câteva sute de buzoieni au venit să ridice cardul de sănătate abia azi, în prima zi în care a devenit obligatoriu. Unii dintre cei prezenți azi pe holurile instituției s-au prezentat și pentru a procura cardurile copiilor deveniți majori pe ale unor rude și vecini. O problemă este că unele carduri emise nu au ajuns prin poștă la destinatari. Altele au fost returnate la casa de sănătate, dar titularii nu au venit să le ridice. Un card pentru fată. Pentru fiica dumneavoastră. Păi când s-a dus cardul acasă, nu era plecată din localitate și lucrează în București, deci nu este de aici în zona și din cauza asta. E, noi să tipăriți, acum să vedem dacă s-a tipărit. Știu mai mulți studenți în situația asta și totuși sper să beneficieze, pentru că ei sunt studenți și sunt asigurați din oficiu, studenți la zi. Pentru un vecin? I s-a eliberat cardul și n-a fost acolo în domiciliu și am venit să-i ridic. Dumneavoastră, pe cel personal, vi l-ați ridicat mai devreme? Da, da, da. Chiar am beneficiat de el și fac, adică iau și rețete pe el, că trebuie să te duci de fiecare dată cu... Deja îl folosiți? Da, da. Nevoie și ultima zi și dacă are o problemă și nu, poate să rezolve treaba. Dumneavoastră, vi l-ați ridicat pe al dumneavoastră? Da, da, al meu a venit pe-n poștă, da. A venit cam 3 luni să le ridic. L-ați folosit vreodată? Da, da, l-am activat, da. Pentru a distribui cât mai multe carduri, ghișeele Casei Județene pentru Asigurări de Sănătate vor avea în zilele următoare program prelungit până la ora 20. Momentan, pe stocul instituției se găsesc peste 7.000 de carduri nerevendicate de asigurați. Începând de astăzi, așa cum s-a stabilit și în videoconferința de ieri la nivel național, vom lucra pentru distribuire de carduri în perioada 1-8 septembrie, de la ora 8.30 de dimineață până la ora 20. Pe această cale solicit asigurații să vină să-și ridice cardurile, întrucât de la data de 1 septembrie, posesorii de card se vor prezenta la furnizorii de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale, numai cu cardul de asigurări de sănătate. Ora actuală facem parte din cele 14 județe care au peste 7.000 de carduri pe stoc. E posibil să fie și lucrători migranți din aceștia care oricum vor rămâne la noi, dar activitatea de procesare, distribuție card este un proces continuu. Printre cei 7.000 de buzoieni care, din diferite motive, nu au intrat în posesia cardului de sănătate, aproximativ 900 au refuzat cartela magnetică din motive religioase. Pentru aceștia, accesul la serviciile medicale va fi asigurat printr-o adeverință cu termen de valabilitate limitat. Au fost și buzoieni care au refuzat aceste carduri din motive religioase? Da, au fost... din motive religioase și de conștiință. Nu chiar așa de mulți, în jur de 900, dar constat cu bucurie, într-un fel, sau cum vreți să-i spuneți, că au început să răzgândească și le solicită. Ce invocau ei în momentul în care, eu știu, returnau sau refuzau acest card? Solicitarea de refuz de card era invariabil cu o formulă relativ semitipizată sau preconcepută, din motive religioase și de conștiință, punct. Buzoienii care au pierdut sau au deteriorat cardul trebuie să meargă la casa de asigurări și să depună o cerere tip prin care solicită un duplicat. Taxa este de 15 lei și reprezintă costurile tipăririi noului card.